Mihaela Dan și azi o să vă conduc în lumea mașinilor cu bani și pentru cei ce n-au aflat încă, a celor cu documente. Știm cu toții că noi în ING adorăm tranzacțiile digitale, dar dacă pentru un client a fi pe deplin fericit înseamnă să aibă bani în buzunare, e clar nevoie de intervenția noastră, a tribului de ATM. Do Your Thing înseamnă pentru noi mașini performante, tranzacții rapide în condiții de maximă siguranță și, nu în ultimul rând, inovare continuă. Și dacă vreți să vorbim despre ce înseamnă inovare și siguranță la ATM-uri, am să o las pe Luciana să explice mai mult. Eu sunt Luciana și de câțiva ani încoace, Do Your Thing înseamnă pentru mine să mă exprim în scris. Am acasă jurnale în care păstrez amintiri și gânduri dragi mie. Astăzi însă o să vă dezvălui câteva fragmente din jurnalul tribului de ATM-uri, mai specific al squadului de strategie. În 2018, în cele 32 de locații unde am avut casierii, am introdus mașini Cash 360 dedicate persoanelor juridice pentru a răspunde nevoilor de a avea un produs dedicat instrumentelor de debit. De-a lungul timpului, ele s-au transformat în aparate multifuncționale, în sensul că am reușit să mutăm volume mari de depuneri numerar de pe ATM-uri, eliminând astfel blocaje și optimizând alimentările, dar și golirile. Când vorbim despre siguranța a clienților noștri, ne dorim ca tranzacțiile să se desfășoare într-un mediu sigur, ferit de ochii curioșilor. Astfel, 87% din flota noastră este în interiorul office-urilor și doar 13% sunt ATM-uri de tip stand-alone, adică acele ATM-uri amplasate în diverse magazine, în point-uri sau în locații non-ING. În această vară, am lansat cardless cash-out la ATM-uri pentru acele zile când avem la noi doar telefonul. Dacă opțiunea cardless cash-in exista la ATM-uri încă de acum 2 ani, anul acesta am răspuns nevoii clienților de a retrage bani de la bancomate chiar și atunci când își uită cardurile acasă, simplu și rapid, prin generarea unui cod în homebank. Dar nu e suficient să tranzacționăm în siguranță. Trebuie să avem permanent ATM-uri alimentate cu numerar și funcționale. Cum asigurăm acest lucru? Elena vă povestește mai departe ce înseamnă Do Your Thing în squadul de availability. Sunt Elena și în Availability Squad suntem continuu preocupați de funcționalitatea ATM-urilor, iar pentru asta facem măsurători 24 de ore din 24 pentru a determina SLA-ul acestora. Dacă vă întrebați ce este valoarea SLA, vă pot spune că este vorba de totalul minutelor în care ATM-ul este în stare de funcționare într-o lună calendaristică. La fel de important este și SLA-ul pe locație. Astfel, ne dorim ca serviciile de depunere și retragere să fie la dispoziția clientului în proporție de 100%. Poate ați auzit că un ATM are money jam. O să vă explic imediat. Uneori, o eroare de conexiune ce întârzie finalizarea tranzacției sau introducerea erenată a unui teanc de bani pot duce la blocarea ATM-ului. Știai că avem persoane dedicate acestor remedieri? În timp ce 24 din 7 o echipă se preocupă de rezolvarea indisponibilității ATM-urilor și se asigură că mașinile sunt alimentate cu numerar, o alta centralizează opiniile și feedback-ul vostru. De ce? Pentru că părerea ta este importantă pentru noi și după o analiză completă poate forma baza următoarei strategii. Vrei, nu vrei, cash-ul este încă în viețile noastre și noi suntem aici să avem grijă de el. Și nu uita, nu e nevoie să alegi după bancomate la ING, retragi bani fără comision de la orice alt bancomat.